Salutare dragilor, sunt Raul și vă urez bine ați venit la un nou tutorial. Acest tutorial este pentru nostalgicii Windows 7, pentru iubitorii Windows 7 și vă arăt cum puteți transforma interfața Windows 11, 10 sau 8 în Windows 7 cu doar câteva clicuri. Haideți să începem! Am instalat un Windows 11 23H2 pe o mașină virtuală și da, vă sfătuiesc să faceți și voi acest lucru. Dacă vreți să folosiți această aplicație, testați-o mai întâi pe o mașină virtuală să vedeți dacă vă convine să o folosiți pe calculatorul real. Este un Windows 11 23H2 după cum v-am spus, dar vedeți aici deja ne întâmpină wallpaper-ul Windows 7 și aici vedeți taskbar-ul schimbat. Acesta nu va fi un tutorial lung, vă arăt pe scurt schimbările care le aduce această aplicație sistemului de operare, interfețe sistemului de operare, iar în a doua parte vă arăt de unde descărcați aplicația și cum o instalați pe sistemul de operare. Haideți să vedem aici în primul rând Start Menu, este cel cu care ne-am obișnuit în Windows 7, este foarte prietenos, este aproape la fel cu cel folosit în Windows 7. Haideți să mergem mai departe să dăm un click dreapta, vedem aici context menu care este mult mai prietenos și mergem la personalize și alegem una dintre temele aero care vin cu Windows 7, putem să schimbăm tema dintr-un singur click. Vedem că totul este schimbat, haideți să alegem altă temă, Bineînțeles, mai sus aveți și temele cu Windows 11. Eu am spus folosesc un Windows 11 pe o mașină virtuală. Aceasta este tema default. Și pe lângă acestea, trei mai aveți alte opțiuni aici. În continuare, haideți să vedem cum arată control panel. Și veți vedea că a revenit acest control panel. Este schimbat din varianta Windows 11 la interfața Windows 7. Puteți vedea schimbările. Am spus că a fost schimbată doar interfața, dar au fost și adăugate, readuse anumite aplicații. A fost introdus și un alt browser, o să vorbim puțin și despre el. Referitor la aplicații vom vedea că a fost reintrodus Image Viewer. Am urcat aici două imagini, haideți să testăm Image Viewer. Da, este același cu care ne-am obișnuit în Windows 7 funcționează fără niciun fel de probleme. Încă o schimbare care merită menționată este cea pentru user account control. Vedem că este la fel interfața Windows 7 și mai avem ceva dacă mergem aici la all programs și games. Vedem aici lista cu jocurile și cred că sunt și ceva alte jocuri în plus față de cele din Windows 7, dar cele din Windows 7 sunt clar incluse aici. Bineînțeles, aceste le puteți folosi sau nu, depinde, dar pentru nostalgici cred că merită menționat acest lucru. Am spus că vorbim puțin și despre browserul nou pe care îl introduce Revert 8 Plus, se numește Supermium, îl avem aici în taskbar, Supermium este un browser derivat din Chromium, dar principala caracteristică este faptul că suportă vechile sisteme de operare Microsoft, adică Windows XP și Windows 7, sisteme de operare care nu mai sunt suportate de către Chromium. Haideți să vedem de unde putem descărca Revert 8 Plus și procesul de instalare. Dar, înainte să vedem procesul de instalare și de unde descărcăm Revert 8 Plus, vă rog să dați un like acestui tutorial dacă vă ajută și dacă vă place și totodată un share pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. Haideți să continuăm. Vedeți cât de simplu este să folosiți Revert 8 Plus. O să vă arăt acum procesul de instalare. Acesta este site-ul. Vi las în descrierea acestui tutorial așa cum v-am obișnuit. Mergem pe site și trebuie să apăsăm aici Get It Now, este ultimul release. Bineînțeles, puteți încerca și versiunea de test, dar vă sfătuiesc să alegeți versiunea stabilă. Deci apăsăm aici pe Get It Now și primim instrucțiunile. Acum trebuie să apăsăm tastele Win plus R. Iar acum trebuie să apăsăm Control plus V. Vedeți că s-a deschis fereastra PowerShell apăsăm Ctrl V și avem această comandă. În momentul în care apăsăm OK, după cum spune aici, începe efectiv instalarea Reverb 8 Plus. Putem să închidem fereastra browserului și să așteptăm. Aici apăsați Yes, acum se descarcă, aplicația are undeva la 700-800 de mega. De aici trebuie să alegeți o, o temă care vă place, eu voi alege Windows 7 Team, apăs Next Lăsăm aici bifate opțiunile default, apăsăm install și așteptăm instalarea. Acesta este procesul de transformare efectiv a interfeței Windows 11 sau 10 sau 8, depinde ce folosiți, în Windows 7 primi mesajul că bă, computerul poate fi restartat, se poate restarta de câteva ori în timpul instalării, de să nu vă surprindă dacă se întâmplă acest lucru. Dragilor, acesta a fost tutorialul de astăzi. Sper să vă ajute. În continuare, dacă vreți să urmăriți un alt tutorial interesant, urmăriți acest video. Eu am fost Raul, până data viitoare, ca de obicei, v-am salutat!